Peste 200 de angajați ai Poștei Române au pichetat, luni dimineață, prefectura Bacău. Oficianți, casieri, dirigenți și factori poștali din tot județul au protestat împotriva măsurilor anunțate de conducerea companiei. Cel mai tare îi sperie reducerile de personal, apoi diminuarea veniturilor. Acțiunea a fost organizată de Sindicatul Lucrătorilor Poștali, filiala Bacău. Compania refuză în continuare să ne plătească orele suplimentare, ore suplimentare care vin din anul 2011. Neacordarea concediilor de odihnă pe anul 2011, sunt colegi de-ai noștri care au restanțe pe anul 2011 la concedii, se refuză în continuare acordarea acestor concedii. Refuzul companiei la noi salariații din 3 ani, 3 ani este în automat de clase, care toți beneficiază din 3 ani, 3 ani câte o majorare salarială quantum cu salariul care are. Refuzul de a se acorda aceste majorări salariale, de fapt nu este, este un automat de clasă, nu e majorări salariale, că noi majorări salariale Poșta nu a avut din anul 2007. De asemenea, am spus noi buzunărirea de către managementul companiei a salariaților, a oficianților, pentru că noi, începând de o perioadă bună de timp, tot în an de zile putem, ca unitate de măsură, nu avem o lipsă acută de rechizite, imprimate și rechizite, acestea sunt cumpărate de către salariați. În județul Bacău, de la 1300 de angajați s-a ajuns la 850. Nu s-au mai făcut angajări nici măcar pe funcțiile unice, agenți poștali, șoferi sau mânuitori de valori, ceea ce a dus la efectuarea de ore suplimentare și supra-solicitarea salariaților, dar și la creșterea cheltuielilor. Avem foarte multe posturi vacante la 10 de kilometri de departare. V-aș da un exemplu, comuna Căbești, Podul Turcului, în care avem demisionar. Sau un coleg de-al nostru care a demisionat din funcție datorită de salariu foarte mic, e la distanță de 85 de km de Bacău, iar noi mergem, plecăm de la Bacău aproape zilnic, mergem și facem servicii poștale. Așa ceva nu este permis. Și ca localități pe lângă Căbești mai avem localități și putea de exemplu. De asemenea, avem probleme cu tot ce înseamnă igienizare, curățenie. Noi nu avem angajați femei de serviciu, dați seama, la nivel de județul Bacău, la 1000 de salariați, 900 de salariați, sunt 3 femei de serviciu. Așa ceva e nepermis. Lucrătorii poștali se plâng că au salarii foarte mici și că viitoarele reduceri de sporuri îi vor transforma în muritori de foame. Ei susțin că măsurile pregătite de companie îi vizează în special pe cei cu venituri mici, mai exact pe factorii din mediul rural care aleargă pe toate dealurile și pe frig și pe caniculă. Suntem revoltați că vor să ne diminueze salariile cu 50%, două zile fără plată, diminuarea sporului de vacanță. Astea sunt zvonuri sau sunteți convinsă că așa se va întâmpla? Ați fost anunțați? Da, am fost anunțați că așa se va întâmpla și nu suntem de acord, nu putem, sunt prea mari. Salariile cum sunt? Sunt foarte mici. Am un salariu de 954 de lei, este foarte mic și dacă ne mai ia 50% din salariu, vă dați seama că rămânem cu cât? 400 de lei, trăiește cu 400 de lei în ziua de azi. La viitorul se anunță sumbru. Conducerea vor să ne taie din salarii, vor să dea câte două zile libere forțate pe lună. Nu ne mai dă prima de vacanță decât o înjumătățește și noi ieșim și noi în stradă, dacă putem face ceva, dacă nu, nu. Asta e. Nu suntem mulțumiți. Protestăm pentru măsurile drastice care vor fi luate în viitor. Reducerea normei de lucru cu 50%, reducerea premii de vacanță, pierdem sporul de fidelitate. Sunt multe lucruri care, două zile libere neplătite, vom pierde din tichete. Măsuri care vă afectează direct. Da, care ne afectează direct. Salariile nu sunt foarte mari și dacă mai pierdem și din drepturile care le avem, ne vom descurca foarte greu. Nu se respectă contractul de muncă 2008. Da, contractul care este semnat până în 2018 va fi modificat dacă măsurile propuse vor fi puse în aplicare. Nu aveți speranțe că acest guvern va îndrepta lucrurile? Noi am sperat. Am sperat tot timpul, dar se pare că vechea conducere, contractele păguboase ne-au dus în situația actuală. Refuzând să plătească orele suplimentare, să le acorde concediul de odihnă pe 2011, să le plătească sporul pentru cumul de funcții și trecerea într-o clasă superioară de salarizare, managerii încalcă contractul colectiv de muncă.
Spre finalul protestului, liderii sindicali au fost primiți de prefectul județului, căruia i-au înaintat o informare privind revendicările lor. Claudiu Șerban i-a ascultat și a încercat să fie optimist. El le-a vorbit despre deblocarea posturilor și salvarea companiei de la faliment. Un prim exemplu este în sănătate, care deja știți că s-a inițiat deblocarea posturilor din sănătate. Sănătatea ajungând într-o variantă de colaps la un moment dat și fiind imperios necesar deblocarea acestor posturi. Și sunt sigur că și la dumneavoastră încercăm să găsim o formulă, să trimitem către guvern toate revendicările dumneavoastră, în așa fel încât la un anumit moment să tragem semnalul de alarmă că și Poșta Română poate intra într-un colaps similar cu sistemul din sănătate. Din păcate, deciziile nu vor fi luate în Bacău, ci la București. Cum una dintre plângeri viza întreruperea comunicării dintre sindicate și conducerea companiei, prefectul a declarat că va face demersuri pentru reluarea dialogului social la nivel central. Vom transmite exact așa cum ne-ați prezentat toate aceste revendicări și cereri. Măsura în care putem să discutăm și cu managementul național al Poștei, o să găsim o formulă să transmitem și vor cerințele dumneavoastră și, de ce nu, poate că se face o întâlnire la nivel național. Acțiuni de pichetare au avut loc în toate municipiile reședință de județ din Moldova. Protestele angajaților din Poșta Română vor continua în țară până la sfârșitul lunii august. Dacă nici așa nu vor fi ascultați, sindicaliștii vor organiza un meeting de amploare în capitală, apoi vor intra în grevă generală.